Conducerea complexului energetic Hunedoara negociază un contract pentru a cumpăra huilă de pe piață, deși producția celor patru mine din Valea Jiului a crescut în ultima vreme. Tranzacția ar urma să fie perfectată în această săptămână, deoarece complexul se pregătește pentru zilele reci ce vor urma, dar și pentru a livra energie electrică în sistemul național. Cărbunele extrase din vale merge în întregime la termocentrala Mintia, care asigură agentul termic în Deva, însă nu este suficient și din această cauză se apelează la importuri, iar cea de la Paroșeni nu funcționează tocmai din cauza lipsei de huilă. Nu este pentru prima dată când se apelează la import. De obicei, responsabilii de la complexul energetic Hunedoara cumpărând huilă din Indonezia, care a fost deja testat la Mintia, dar este posibil să se achiziționeze cărbune și din alte părți. Din vară, dacă Mintia va trece la Consiliul Județean sau la Primăria Deva, lucru ce înseamnă ieșirea acesteia din complexul energetic Hunedoara, tot cărbunele ce va fi scos din minele din Valea Jiului va ajunge la termocentrala de la Paroșeni, care va furniza în acest caz și energie electrică în sistemul național.